cu lacrimi și fiore fără cuvinte și prea gata însuși să mă dai. M-ai urmat de aproape sau departe, într-un mănos sau fără apă loc. M-ai urmat de-aș fi jurul prin ape, m-ai urmat dacă aș fi jurul prin foc. Într-un pământ uscat și fără apă, eram și hrană și umbrar. Eram eu însumi cel ce de-a dapă și de ajuns, îți era cerescul har. Și nu doreai nici hrană și nici casă, nici haine, nici avere, nimic prea mult. Pe atunci, apropășirii tale taină, erai să fii cu mine, neîntrerupt. Supremă bucurie rugăciunea, cântarea de umbra sfintei părtășii, satarnic te chema afară lumea, ai zdrobit de mila ei, mai știi? În cămăruța închisă pentru mine, în care stau de vorbă fără grai, te depărtăm cu negrăite nume, iar tu, fără cuvânt, mă adorai. Dorința-ți mea suprema lege, ce fericire în împlinirea sa, erai copilul meu, eu domn și rege, desăvârșit am fost umplerea ta. Aveai atâta încredere în mine, țâșnită din iubirea ta din tâi, cum aș putea să nu mă aduc aminte, când azi cu mine așa puțin rămâi. Azi ai pierdut și golul acela mare, ce te cupa în tine chipul meu, și te-ai pornit la marea căutare, te-ai săturat să fii în alt mereu. Te-ai săturat de binecuvântare, ți-ai întors acasă să cauți la dar, ți-ai întors în alt din când în când altare, să arzi însuți, însuți spre altar. Dar tu ți-ai întors de slăbile divine, în care tocmai ai fost împlinit, dar nu ți-e dor cum îmi este mie de tine. O, cât har mai ai încă de primit. Așa vorbi Iisus pe Ieremia, luând în mână o ramură de migdal, și când și-a șters o lacrimă mânia, s-a ridicat în mine ca un val. Cum am putut să fiu atât de rece? Cum am putut să nu îl mai ador? O, Iisus, lentul nu mai trece, mi-a fost de tine atât, atât de dor. Amin.